Una pe volan la ora, nu mai știu exact, la 3 și la 9 parcă, la 9 și la 3 sau la cât era, la 10 și la 2. Nu mai știu exact. Scrieți-mi voi în comentariu cum era, că nu mai țin minte. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. După cum vedeți și în titlu, sunt la spart de bulgări. Acum am întrebat, cum adică spart de bulgări? Sunt cu tăvălugul, bineînțeles. Aici e și un pic mai rău, dar înainte să intru în toată povestea, azi încep din nou, bineînțeles, știți, deja cei mai vechi știu treaba, cei care sunt noi și abia ce au descoperit canalul o să înțeleagă acum care e treaba. În sensul că ce vă rog eu de la începutul videoclipului este să-mi dați un like. Puteți să luați la sfârșitul videoclipului dacă chiar nu v-a plăcut acest video. Eu m-am străduit să-l fac, să-l editez, să-l fac. Deci puteți să vă luați like-ul înapoi la sfârșit. Aici, după cum vedeți, parcelele astea au ieșit un pic mai rău. Poate un pic chiar și mai rău decât trebuia și atunci venim și dăm un tăvălug. După cum se vede, dăm un tăvălug să mai spargem din bulgării ăștia, că deja v-am semănat. Bine, parcela asta a fost semănată de ceva vreme. M-am uitat la sămânță, că nu este încolțită. Probabil chiar și din cauza asta, că nu am avut pământ peste ea ca să... Deci cum ar veni, e mult afară, să mă înțelegeți care e ideea. E multă sămânță afară, dar e acolo jos, dar e afară. Deci s-a făcut adâncimea are, doar că sunt mulți bulgări. Și în sensul ăsta e afară, sunt mulți bulgări unul peste altul și sămânța din bulgări nu prea are cum să iasă. Atunci îi dăm un tăvăloc să se mai sfarme din bulgări, să fac un pic de praf și să iasă și sămânța. Bineînțeles, se mai compactează pământul, mai ține și umiditate și sperăm la recolte bogate, bineînțeles. Aici, în parcela asta, n-am venit de mult, sunt de vreo, ce să zic, 20 de minute. Nici nu e așa mare, ce-i drept, sunt vreo 4 hectare doar. Deci asta undeva în vreo, la cât mai am, așa cum mă uit eu, în vreo 15 minute ar trebui să fie gata. Și asta din coace e tot a noastră, dar aici e destul de prăfos, deci aici nu o să trec. Probabil o să intru doar pe capăt, aici lângă șanț, deci doar lângă șanții. Posibil să intru, încă nu știu sigur, dar o să văd. Și am venit de aici din partea stânga mea. Acolo am o parcelă de vreo 23 de hectare, cam așa ceva. Am mai avut una de 22 mai încolo, acolo la plop de desplopi aia. Așa, deci mai încolo am avut încă una de 20 aia, am terminat-o dimineață. Am făcut și în asta la alt un pic, dar am venit aici ca să merg de aici cu gata, cum ar veni. Eu dimineața n-am ajuns la prima oră, am avut ceva probleme de rezolvat, deci nu știu exact care pe unde este, ce face. La colegi mă refer, nu știu care pe unde îi. Din câte știu, doar atâta știu că parcă 6170 și 7230 la disc, dar nu știu exact să vă zic zona și unde. Deci o cam terminat băieții de semănat. Aici în parcela asta nu, dar dimineața unde v-am zis că am terminat în parcela aia de 20 și vreo 21-22, nu știu exact cât e de acolo, 21 sau 22 de hectare. Acolo a semănat cu vardeștadul. M-am zis că am avut un vardeștad. Dar din păcate eu când s-a semănat aici zona asta, deci zona asta toată aici undeva la vreo 20-40-50, vreo 60 de hectare când s-a semănat asta, eu n-am fost aici. Când au terminat băieții, eu am fost atunci vreo 2 zile sau 3, nu mai știu exact.
am fost la recoltat, la porumb. Și n-am putut, nu l-am prins să-l filmez pe colegul, este oarecum un coleg de-al nostru, de la altă firmă, recetit din zonă, mă refer. Nu l-am prins să-l filmez, să fac și pe el un film. Cred că totul se vede un pic de diferență, mai sfarmă din bulgări, aici e foarte bulgăros, nu știu dacă se vede, dar aici deja e mai sfărmat. Aici a fost destul de rău, încă și acolo e rău unde o să urmeze să merg. Hai că mai am aici un pic termin și după aia o să ne vedem de acolo. Bun, am ajuns, am zis că vă explic care e treaba cu dungile astea, cred că se văd. Aici e ok, aici iară se vede dunga. Iară se vede dungă. Asta este o normal semănătoare, repet, 4,20 m. Tăvălugul respectiv are doar 4 metri, dar dacă merg exact pe urma pe unde a mers tractorul cu semănătoare, deci exact pe urmele ale, deci exact pe urma de la semănătoare, acoperă fix și ultimul rând. Deci între cele două semănători cum ar veni, un pic să-mi iau aici o linie. Asta vreau să vă zic, între cele două semănători deci cam acolo ar fi rândul, astupă, deci rândul mi-l lovește, mi-l acoperă cum ar veni, deci îl sfarmă și între rânduri, deci la 70 de cm între rânduri, deci nu rămâne 70, rămâne vreo 20 de centimetri. Deci ajunge tăvălugul pe rândul din dreapta, ultimul rând din dreapta, cum ar veni, și pe ultimul rând din stânga. Și când mă întorc înapoi, tot așa mi-ajunge, dar nu mi-ajunge până la rândul care l-am călcat deja, cum ar veni. Deci pică fix între rânduri și atunci rămâne așa o urmă, o dungă. De-aia ați văzut dungile ale mai devreme. Poate că vă întrebați ce fac eu aici. De fapt nu, stai că e continuarea la video, deci nu o să vă întrebați ce fac, pentru că fac același lucru. Doar că am schimbat parcela, după cum vedeți, și ziua respectivă, că e deja altă zi. În ziua anterioară am filmat în altă parcelă, după cum vedeți aici nu e niciun flop. Bun, treaba e că asta, parcela asta, unde am fost, de fapt, anterior, unde am fost acolo, a fost semănat cu vreo 2 zile înainte. Bun, acum treaba în partea asta altă e că ăsta a fost semnat acum vreo 2 săptămâni și ceva. Și cred că vedeți care e problema, adică cel puțin, nu știu, din punctul meu de vedere se cam vede care e treaba. Dacă nu vă explic. S-a semnat și nu a mai venit ploi de atunci, ceea ce oarecum a fost ok, pentru că am putut să terminăm și noi de semnat, dar pe de altă parte nu a fost ok, pentru că s-a uscat dintr-o dată pământul, a ieșit un pic mai bulgăros și sămânța au stat în pământ exact ca și în sac, pentru că s-a uscat dintr-o dată și nu a avut pic de umiditate. Acum ce fac eu? Cred că se vede. Cum a fost mai bulgăros, sămânța au stat între bulgări, stați că vă și arăt treaba asta. Mă dau jos și vă arăt, să vedeți exact despre ce e vorba. Un pic. Să ne încălțăm, să nu ne dăm desculți. Deci care-i treaba? Hai să, aici exact, ar trebui să fie o sămânță undeva pe aici.
nu? Da. Aia, uitați, exact aici este semănță. De care v-am vorbit, o stat exact ca și în sac. Parcă vreau să dai un pic de ăsta, parcă vreau să facă rădăcină, dar nu prea are umiditate solul. Deci următoarea ar fi trebuit să fie aici undeva, exact ce v-am zis. Următorul bob, uscat, complex. Cam asta e treaba. Și ideea e că aici unde nu s-o da cu tăvălugul, ea cred că se vede treaba, care e problema. Da? Deci, cum a fost bulgărul, a rămas deasupra și acum trecem cu tăvălugul care cât de cât acoperă. Cât de cât, acoperă destul de bine. Și mai sfarmă pământul. Acum deja se sfarmă foarte fain. De exemplu, dacă se făcea așa, dădeam un combinator așa când a fost pregătit, era altă treabă. Cam așa se pregătea atunci pământul. De fapt, cam așa ar fi trebuit să se pregătească. Dar, din păcate, nu s-a pregătit așa, a fost aici și mai bulgăros. Și se vede rezultatul. Da. Acum noi, de fapt eu, îi dau un tăvălug. Acum o să merg un pic mai încet, normal, în mod normal merg mai tare. Acum merg numai cu 9,1, în mod normal merg cu vreo 10, 10,5. Da, acum îi dau tăvălugul ăsta, se sfarmă, că se anunță, deja încep să se anunțe și la noi ceva ploi, care o să fie binevenite, bineînțeles, după ce am terminat semănatul. Și sperăm, de fapt nu sperăm, suntem fer convinși că o să se vadă rezultat. Ați văzut și voi care treaba v-am arătat. Cam asta s-ar fi întâmplat și acolo unde am fost ieri, cum ar veni, că ieri am fost acolo. Și cam asta se întâmpla și acolo. Pur și simplu exact același lucru se întâmpla, pentru că semânța s-a pus și stătea în pământ. Deci dacă o lăsam așa, așa cum am dat cu tăvălugul, se cred că se vede. S-a și văzut diferența jos cum am dat. Se sfarmă și acolo, dincolo s-a sfarmat. A fost, într-adevăr, a fost vreo două petice dincolo, unde am fost ieri, unde a ieșit un pic mai bulgăros, dar totuși s-a sfarmat din el. Și acum are praful ăla care cât de cât a acoperit sămânța ca să-și poată face și ea treaba. După ce o să vină un pic de ploaie, bine, acolo în zona aia unde am fost, e de obicei mai picură, mai plouă așa un pic. În schimb, în partea asta ne cam ocolește ploaia, se duce așa în partea aia, se duce tot timpul, se duce încolo, nu prea vine încoace așa. Când vine încoace e ok, e foarte bine. Când vine ploaia din partea asta, acum cum vedeți e norat acolo, dar nu vine de acolo. Dacă vine, cam vine o dată pe an, dacă vine. Și când vine de acolo, nu e ok. Erau și 6, era suficient. Tot un metru în lateral, încă în plus, nu strica. Acum e suficient și așa că, na, e bun și pe post de combinator, nu doar tăvălug. Deși ca și combinator, după cum văd eu, cred că își face mai mult treaba. Și cum am observat, treaba își face mai mult toamna. Pentru rapiță, greu și ce se mai bagă toamna. Trebuie să-mi fac o urmă nouă. Cam astea fiind spuse, ați văzut și voi, nu uitați să dați un like, să-l abonați, să vă porniți și clopoțelul. Și mai nou, am și cont de TikTok. Dacă tot e la modă, eu nu prea le am cu ele. Dar am și cont de TikTok, deci găsiți linkul de la TikTok, de la profil în descriere, dacă vreți să dați și acolo un follow. Dacă nu e obligatoriu, chiar nu, dar doar vă ziceam că am. Dacă sunteți interesați, puteți să intrați acolo pe link sau să mă căutați direct pe TikTok, tot așa Farmer Minu, mă găsiți acolo. Și până data viitoare, să ne auzim doar de bine.